Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitat, l-am pe Valeriu Ostalep, expert politic, directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate. Bună seara și bine ați venit la noi în studio! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți să discutăm astăzi o temă care, ultimul timp, ultima săptămână, este practic de fiecare moldovean discutată, analizată, gândită, și anume vorbim despre sistemul uninominal. De ce spun asta? Pentru că azi am ținut tot din adinsul să iau camera și microfonul, să merg pe străzile Chișinăului și să întreb oamenii. Știu despre asta? Da, știu. Vorbesc toți, se informează toți. Deci vorbim despre sistemul uninominal astăzi. Este necesar el Republicii Moldova sau nu? Este de vreme sau nu să trecem la așa un sistem de vot? Și dacă promovarea de către un partid îi face bine sau rău acestui sistem uninominal? De la început vreau să vă întreb, este gata Republica Moldova pentru așa o schimbare sau trebuie mai mult timp pentru așa ceva? Cu siguranță, dacă nu ar exista interesul unui partid concret pentru a promova această idee, eu sunt sigur că astăzi Republica Moldova despre acest subiect nu s-ar discuta în general, s-ar discuta multe altele care reflectă necesitățile oamenilor, iar pe agenda politică nu ar fi acest subiect, dar deoarece este promovat activ și încă cu o probabilitate înaltă de a se realiza într-o formă sau altă, cred că într-adevăr este important să discutăm aceste subiecte și să auzim cât mai multe puncte de vedere. Să începem cu elementarul. Schimbarea sistemului de alegere a conducerii politice a țării noastre este cu siguranță un eveniment de importanță majoră și nu odată la 4 ani, este de importanță pentru întreg sistemul politic a Republicii Moldova. Practic, de aceeași amploare cum ar fi modificarea Constituției sau chiar și o nouă Constituție. Noi toți cunoaștem cei care se ocupă de politică, de aceste studii, politicienii, ziariștii, cunoaștem că procesele legate de schimbările majore întotdeauna au nevoie de anumite condiții. Și aici e vorba nu exclusiv de standarde europene spre care noi tindem, dar e vorba chiar și de o înțelegere generală că este necesar în primul rând să fie împăcați toți. Nu putem chiar pe toți cu oricare sistem politic să îi împăcăm, dar cel puțin să fie auzită părerea majorității oamenilor, să nu fie făcută cu sila, să nu fie făcută pentru că îi convine cuiva și fără să nu fie luată în considerație părerea majorității. Asta se referă la schimbarea Constituției și la procesul de alegere a conducerii supreme a țării. Putem noi oare să spunem astăzi că în Republica Moldova există o armonie, o liniște, și toți politicienii sunt gata, absolut calm, liniștit, fără nicio emoție, să discute. Asta nu este convenabil, asta nu. Nu prea cred. Este adevărat ce spuneți? Este oare aceasta o necesitate la zi? Este oare problema principală în a conduce Republica Moldova eficient? Uh-huh. Este oare problema în faptul că argumentele, acum citez argumentele care nu se aduc, că partidele, adică ar fi ineficiente? Sunt probabil. Pentru că așa cum sunt oamenii în partide, așa nu ne se propune că fix aceiași oameni ca alții nu, de pe lună da, să vină, păcate, da. Fix aceiași oameni să fie aleși, pur și simplu, după alt sistem. Conform standardelor europene, noi cunoaștem ultima decizie a fost, sau recomandare la acest subiect a fost în 2013, când Comisia de la Veneția s-a expus negativ vis-a-vis de oportunitatea unui astfel de sistem în Republica Moldova, inclusiv pentru că, indiferent de argumentele aduse de clasa politică, este clar pentru toți că succesul cel mai mare și susținerea și șansele cele mai mari în astfel de sistemul vor avea reprezentanții guvernării. De ce? Pentru că ei vor beneficia de susținere politică, administrativă, financiară, mediatică, etc. Toate aceste circumstanțe luate împreună, personal, pentru mine vreau să vă spun că acest parlament în actualul formulă este completamente discreditat. Eu chiar ieri seara am spus la o emisiune că din istoria Republicii Moldova eu consider că acesta este cel mai discreditat parlament cu grad minim de legitimitate, cu o absolută lipsă de contact între
Parlament și oameni, adică necesitățile, ceea ce este astăzi în prejurul nostru, ce este necesar să facă și ceea ce discută ei acolo. Uh-huh. Deci deciziile luate n-au nicio corelare cu majoritatea intereselor oamenilor. Două realități paralele. Trei, ei s-au încurcat acolo așa de mult și noi cum nu ne-am cunoaște noi poporul nostru și cum uh-huh. nu ne-am numit, dar să ajungi totuși la așa un haos în care astăzi nu înțelegi pe cine de fapt reprezintă acest deputat, pentru că ei au mers pe anumite liste, cu anumite programe, muiesc cu altcineva, uh-huh. votează contra însăși promisiunilor proprii. Asta nu e normal, de nici într-un punct de vedere. Chiar cunoscând, încă o dată repet... Eu sunt sigură, dacă întrebăm pe fiecare, mă scuzați că întrebăm pe fiecare deputat, pentru ce a pledat el când a ajuns în Parlament, acum nu vor să, nu pot să răspundă toți. Un număr mic de oameni poate să zică care a fost programul electoral și dacă a ținut el cont pe parcurs de acest program electoral. Evident, pentru că dacă mergem, sunt foarte mulți deputați care au mers pe lista partidelor de stânga. Nu vreau să iei număr, toți îi cunosc, și democrații, și acești, în ghilimele, social-democrați, comuniști, așa mai departe, toți mergeau pe blocul de stânga. Ei toți votează lucruri care sunt foarte departe de ce prometeau ei, ce spuneau ei. Și atunci chiar să întrebăm dacă mergem și conform logicii, dar uităm de promisiunile voastre, dar voi astăzi, la ziua de azi, uităm ce a fost, dar voi azi, puteți să încurpi voi cumva, măcar, să vă calificați. Voi sunteți, deci aparțineți unui cărui curent politic, nu denumirea democrat dar sau pro-european. Știu, exact, da. Nici curentul măcar conceptual, nu știu, da, adică că să vă înțelegem, încă un an jumătate vieți, voi cam de ce linii vă țineți? Sau voi vă țineți numai de o singură indicație? Asta e altă chestiune. Deci, da, dar asta e tragic, pentru că în felul acesta se încurcă absolut doctrinele. De asta și spun că acest parlament este disfuncțional și noi toți înțelegem cum el funcționează și de atunci putem să ne întrebăm, dar este oare normal că acest parlament disfuncțional în condițiile unei lipsă de armonie în societate, în condițiile unor probleme serioase de contact între guvernare și oameni, președintele Parlamentului a ajuns până la cei că a spus că noi știm că pe noi nu ne susțin, dar nu contează. Asta nu e important, a spus el. Adică o lipsă totală a înțelegerii cum funcționează sistemul politic într-un stat. Pentru așa cuvinte, oricare stat european, de exemplu, el de mult trebuie să dea demisie singur. Ne mai vorbim nu doar respectiva persoană, nu doar, și nu doar pentru această declarație. Pentru această declarație, da. Oarecum, eu vreau să spun că în alte condiții, în alte circumstanțe, când ar fi o anumită liniște în societate, că noi am putea să analizăm situația reală în țară și să discutăm academic. De exemplu, pentru astăzi să discutăm pentru peste ce va fi aproximativ peste 4 ani. Atunci ar putea. Fără persoane implicate, fără nume, aproximativ să ne gândim. Dar care, din punct de vedere, repet încă o dată, academic, care sunt plusurile, care sunt minusurile, de ce facem cu regiunea transnistriană? Uh-huh. Despre asta vom discuta, da. Evident, dar eu dau cum exemple rapide. Dar care, din punct de vedere a experienței altor state cu același specific ca și noi, să luăm care sunt plusurile, care sunt minusurile. Dar pentru ce nouă asta ne trebuie dacă noi vorbim de același număr de oameni, că, repet, încă o dată, de pe lună n-a să vină nimeni. Noi tot știm cine sunt oamenii care se candidează mult sau mai puțin. De ce nu încercă să ne se introducă ideea, uitați-vă și fals, nu ne se introduce ideea, că adică partidele s-au compromis, asta voi v-ați compromis, singur, dar nu partidele. Voi v-ați compromis, dar nu partidele ca atare. Poate să apară și alte partide, dacă voi n-ați le încurcați, apropo. Apropo, asta ar crea o dispariție a pluripartidismului. Voi spuneți că, mai departe citesc, că partidele s-au compromis și de ce noi să alegem deputați de pe un concret sector și să-l știm și el să fie responsabil. Noi alegem 101 sau cât să fie deputați care sunt responsabili nu pentru sectorul meu, dar de Republica Moldova. Pentru că de dânșii depind legile care nu funcționează pe sectorul meu, dar pe întreg teritoriu. Este un fals care mie îmi trezește disgust, deoarece într-adevăr ne consideră pe toți niște berbeci care nu știu nici a citi și nici a înțelege. Cum asta voi pe noi încercați să ne convinge și de bine ție să fie că în circumscripția ta tu să-l știi. Și dacă eu îl știu, dar restul 100... Ce se întâmplă cu ei, da? Eu nu-i știu, adică, în ghilimele, când dau seama cam cine să fie, dar
Ei toți fac legi pentru Republica Moldova, nu pentru circumscripție. Și atunci, de ce voi ne introduceți argument și de bine ți-e să fii, tu să-l știi și poți să-l revoși? Cum poți să-l revoși conform? În primul an nu poți, nu, da, și în ultimul tot, și ai 2 ani. Aici în care trebuie să, detaliu, da, frate, da, o capcană. În judecată, și tu ești ocupi 2 ani că să-l dai în judecată până și ajungi la ultimul an, când tu nu poți. În principiu, toată această idee, noi toți înțelegem, nu trebuie să fim mari politologi ca să înțelegi că chestia asta e făcută pentru... Pentru că actuala guvernare conștientizează în condițiile actuale, nu vede nimeni din trânsii următorul parlament. Asta e clar. Dar... Păi asta e cea mai mare problemă. Dar eu ei sunt comparativ tineri toți. Eu nu înțeleg. Iau de gând parcă să trăiască în țara asta. Ei real cred că pot să fie la putere toată viața, în continuu. Iată, ei așa gândesc. Pentru că data viitoare voi vreți iară să schimbați. Eu înțeleg că voi încă 4 ani vă gândiți că să compromiteți tot ce e posibil și deoarece nici asta nu se meargă, dar mă să ne de altceva. Asta tot e clar și vreți să faceți. Ei de când au venit la guvernare, din 2009 ei au un singur specific. E permanent, în continuu, schimbă legurile de joc. Pentru sine. Pentru, evident. Pentru sine. Permanent, în oricare domeniu, la noi se schimbă. Neînțelegând principalul, țara poate să dezvolte. Oamenii de afaceri, oamenii mai activi, numai în condiții de previzibilitate și calm. Omul scoate 100 de lei sau 1000 de lei care are în plus ca să investească. Acum citiți, să riști cu dânsul. Uh-huh. Când investești, riști. Că nu știi cu ce să termini chestia asta. Analizeze, da. Atunci când este o armonie, o liniște și o previzibilitate. Că asta nu e cazino. Pentru majoritatea oamenilor, ca să te ocupi de afaceri, mai ales într-o țară ca Republica Moldova, asta nu trebuie să fie la nivel de cazino și înțelegere cu cel care împarte cărțile. Asta nu așa funcționează dacă noi vorbim de un stat care trebuie să se dezvolte. Dar ei, eu nu, dar ei vorbesc încă despre acord de asociere, pe care tot ei nu l-au citit. Că dacă l-ar citi, sau ar călători de vreo două ori, acolo ar vedea că acolo asta nu funcționează. Принцип сменяемости власти. Это что фашим к дэнсу? Одата ла 4 ани, пентру аста с организаза лежерли. Ну, пентру ка вои де фиекаре даты с фашиц орши ши, намас ну диспарец. Oare instituțiile europene ar fi de acord cu așa ceva sau ei ar împreună cu guvernarea acum au ajuns la un consens anume despre votul uninominal? Ce părere aveți? Pentru mine asta este o curiozitate pentru că tot ce discutăm noi cu dumneavoastră în această seară cu siguranță ar coincide cu punctul de vedere a oricărei structuri europene. Asta e cu siguranță. Uh-huh. Dar structurile europene deja de câteva ori s-au compromis. În cazul Republicii Moldova, când nimințau cu istorie de succes, când au închis ochii în Constituție, scrie 2 luni să lege președintele, îl aleg 2 ani și Uniunea Europeană se preface că nu face deosebire între 2 luni și 2 ani. Mai multe au ei după dânsă. Iată, eu acum cu mare interes și curiozitate aștept iarăși care va fi recomandarea din partea structurilor europene. Eu presupun, chiar dacă ea va avea un caracter voalat, eu își străduiesc să nu răspundă deschis. Da, eu așa îmi imaginez. Dar pentru ei, de asemenea, asta devine o problemă. Ei real înțeleg spre ce merge asta și ei... Și cu cine va trebui să comunice și cine va fi aici cel care va trage pârghiile. Și pentru ei este în cazul dat o problemă sau să meargă tranșant, ceea ce nu au făcut niciodată. Timp de... Da. Sau să-și asume iarăși responsabilitatea în ce... În stare de degradare ajunge această poziție a lor și ei mai departe oricum pierd autoritatea, pentru că drapelele Uniunii Europene acum la oameni se asociază cu anarhie și cu tot ceea ce este în țară. Din păcate. Voi v-ați spus drapelele. Din păcate ar fi trebuit să fac altceva, ca oamenii să nu ajungă să-i întrebi, vrei în Uniunea Europeană să zică nu, dar ce m-au compromis, că ei au promis Uniunea Europeană și uite la ce m-au adus. Și s-a asociat și asta a fost făcut de asemenea de către Uniunea Europeană. Mă mir foarte mult lipsă de așa un profesionalism, dar Uniunea Europeană de asemenea este foarte slabă astăzi prin birocrație care o are, lipsă de competență, lipsă de efort și onestitate. Asta e alt subiect. Da. Să le luăm pe rând atunci, da. Dacă tot așa am făcut un sumar dintre tot ceea ce înseamnă și la ce ne va aduce această schimbare, haideți să luăm tehnic. Se creează mai multe, ce înseamnă sistemul? Se creează mai multe circumscripții. La noi care este procedura, mecanismul? 30.000 de alegători
alegători înseamnă o circumscripție. Da? Asta este acum, din câte știu, am citit eu. 30, un deputat, așa se calculează. Asta ar însemna că să fie, în cazul în care vor fi 60.000 de alegători, să fie 51 de regiuni. Ar însemna să schimbăm raioanele noastre în județe sau, dacă nu ne place să le spunem județe, să le numim regiuni. Este gata, da, sau unii oameni nu înțeleg, oamenii simpli, că la noi 30.000 înseamnă deja unele raioane împărțite în jumătate. 30.000 de alegători. Aici, oamenii, ce așteaptă de la această schimbare? Cine o să le deseneze? Cine o să le deseneze? După care principii, cu cine să consulte și în ce formă și cu ce viteză și care grabă? Pentru că, cum corect menționați dumneavoastră, o să iasă multe cazuri când nu o să coincide circumscripție cu raionul. Raionul. Cu faptul câți alegători sunt unde, asta e discuție în general aparte, vreau să reamintesc că ei până azi nu sunt stare să dea rezultatele recensământului. Măcar. Da. În bază la ce vor calcula? Măcar recensământul, că a trecut, slavă Domnului, deja mai mult de 2 ani. Asta vorbind de capacitățile, de guvernare. Cum asta o să calculeze, iarăși un lucru absolut netransparent, cine o să le deseneze? Insistența și viteza cu care asta se face este legată de un principiu obligatoriu din partea structurilor europene, că nu pot fi introduse modificări în sistemul electoral mai târziu de un an înainte alegerilor. De ce? Pentru guvernare este categoric obligatoriu să reușească până să împlinești acest an și de ce e să faci iluzie unor discuții, crearea site-ului, crearea și așa mai departe, adică o iluzie ca asta tot e discutat, tot înțeleg, lucrurile astea nu așa se fac. Anume prin lipsa asta de onestitate, asta și-o strezească iritarea la majoritatea oamenilor, pentru că țara noastră o să împartă acum în 3 tabere, unii care nu înțeleg nimic, în general. În general, da. Și nici nu tare se interesează, sau dacă se interesează, nu înțeleg despre ce e asta. Altă tabără, cea mai mică, cei care sunt implicați în chestia asta și scoie interesați și pentru dânsi asta e subiect de viață și de moarte. Dar credeți că e cea mai mică? Aici vreau o precizare. Da. Da? Da. În raport cu noi, cu restul, care noi alt interes decât obiectiv. Eu, de exemplu, n-am interes. Ni teplo, ni holodno. De exemplu, pentru mine, eu vreau la vârsta mea, în sfârșit, după atâția ani, să existe un sistem onest. Cum ar fi sportul, de exemplu. Eu doar n-am de gând să mă sinucid pentru că au pierdut o echipă sau alta. Noi ne uităm sport sau participăm, dar asta nu trebuie să ducă la om ucidere, indiferent. Și vrem oricare succes în sport sau în succes să fie bazat pe respectarea strictă a regulilor. Politică fixă același lucru. Dar noi fix aceiași oameni, din câte vedem, sunt dintr-o partidă în altă, din verde, în albastru și așa, în roșu. Nu asta e, nu denumirea partidului. Înseamnă că noi suntem cointeresați, haideți să stabilim niște reguli oneste. Atunci asta e ceea ce face să ne mândrim de situații, să avem o perspectivă, să credem că rezultatul alegerilor oneste, oamenii pot câștiga, schimba guvernarea. Dar a doua tabără, a treia? Și a treia, păi, a cei care nu se interesează, a doua tabără sunt cei care se implicați și a treia, oamenii care își doresc asta să fie onest. Și eu cred că asta e majoritatea oamenilor. Da, și astăzi doresc, am întâlnit în Chișinău pe străzi oameni care își doresc, care, dar vor asta să se întâmple corect. Exact. Pentru că ei spuneau că lucrul acesta nu l-aud prima dată. Întrebarea mea a fost, prima dată auziți, deci ați fost informat doar de un partid sau mai știți? Lumea mea a spus că știu din 93, din 94 când s-a discutat la noi și 97 când s-a aprobat codul electoral, la fel a fost niște discuții sau în baza acestui cod s-a discutat. Și da, în 2008 s-a mai vorbit despre acest lucru. Deci oamenii conștientizează că este o informație auzită de ei, dar o vor să fie realizată corect. Corect și astăzi mie mi-e interesant în societate să lansez o discuție amplă și largă, de exemplu despre schimbarea Constituției, care va avea loc, de exemplu, peste 4 ani. Nu ne grăbim, nu ne temem, nu credem că cineva stă în spate, dar avem de ajuns timp cu academicieni, specialiști, să vină, cine vrea participă, așa mai departe. De exemplu, să discutăm peste 4 ani, punem un deadline, iată, noi o să modificăm Constituția, veniți cu propuneri, scrieți. Da, iată, asta eu înțeleg. Abordări și așa. Atunci asta e cinstit, onest. Fix același lucru. Dacă sesie discute, noi nu discutăm că e ori uninominal, ori partide și gata, ori altfel nimic, ori catastrofă, ori ca de obicei tancuri rusești sau ce să mai inventeze acolo. Nu e așa ceva, noi asta trebuie să conștientizăm.
haideți să discutăm, pentru că v-ați trezit fix cu un an înainte, ați făcut iarăși una din greșeli, că ei se trezesc fix cu o lună, două înainte evenimentelor majore, înainte de alegeri, președinte trebuie schimbat, de fiecare dată lege, pentru cumva trebuie de făcut să fie meu, dar nu vostru. Fix ideea asta, vreau să repet încă o dată, eu nu resping ca idee, poate e și interesantă. Eu nu exclud că fie uninominal, fie mixt, fie actual sistem, poate fi discutat de modificat, dar nu acum și nu așa. Și nu așa, nu atât de rapid. Și la desenarea regiunilor este o carență enormă. 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 Mai mult decât atât, eu din start înțeleg și am foarte serioasă dubii că asta o să fie făcut corect. Eu cred că de pe acum ele să aibă cu totul alt caracter și am toate motivele să cred așa, deoarece guvernarea de nenumărate ori și-a permis să procedeze incorrect. Domnule, dar noi nu suntem gata, pentru că noi și așa centrele raionale sunt lipse și administrația publică locală are foarte multe lacune, și, dar acum ne mai trebuie noi asta, intrăm în niște discuții interminabile. Da, și după principiu e taxa idiot, nu încurcați, trebuie să facem cât mai repede, potom razbiremse. Și da, asta oare nouă ne trebuie, pe lângă toate și așa o să fie multe întrebări. Și așa noi înțelegem că următoarele alegeri, ele sunt poartă un caracter foarte serios după gradul de emoții. Uh-huh. Foarte serios, pentru că cei care se află la guvernare înțeleg perspectivele lor dacă pierd puterea. Iar o mare, un număr important de oameni din această țară își doresc schimbarea guvernării. Și asta este unesc. Deci avem un an preelectoral chiar din 2017 fierbinte. Da, și el o să fie, după gradul de emoții, eu cred că aceste alegeri o să fie practic cele mai mari. Într-adevăr, nu cum la noi de obicei, acestea sunt cele mai importante, eu nu spun că sunt cele mai importante. Eu vorbesc despre gradul de emoții, o să fie două tabere diferite cu emoții foarte mari. O altă informație care ne este prezentată ca fiind un avantaj, dar de fapt este un fals, este lucrul că votul tău, deputatul tău, și noi vom ști pe cine vom alege. Vreau să vă zic aici că este un, după părerea mea, este un raționament greșit. Noi nu vom ști până la urmă pe cine să alegem. Noi nu suntem Marea Britanie, nu suntem Franța, unde până la urmă oricum fac parte din partide acești oameni care sunt aleși. Dar în situația noastră, cine trebuie să rezolve problemele oamenilor? Aici e un pic greșit gândirea lor. Trebuie să rezolve executivul, deci guvernul, sau administrația publică locală. Dar nu legislativul, nu cei care vor fi, după părerea lor, el va rezolva. Legislativul ce face? Ia, emite legi, le votează și aici unde este falsul lor? De ce? Dar cum o să voteze oamenii ăștia? Deci noi alegem 101 oameni, dintre care eu cu dumneavoastră locuiesc la Poșta Veche, de exemplu, și alegem circumscripția respectivă. Primul rând, noi să alegem din cei care doresc să participe, dar nu care noi îl știm. Care noi îl cunoaștem, da. Dar doar din cei care or să dorească, poate noi să-l vedem, dar poate nici nu să-l vedem niciodată, că el nu e obligat să vii la mine și la dumneavoastră acasă. Dar dacă n-a să vină, așa că întrebarea, că voi să-l știți, eu leac nu-i clar de unde să iei. În rândul 3, până la sfârșit, noi îți presupunem că alegem din cineva. Acest om ne merește în Parlament. Apropo, mie interesant că și programe să vină individual. Noi cu dumneavoastră să fim alegători și ei să vină în fața noastră și să ne povestească el nou. Care e programul lui? Că el trebuie să spun, de exemplu, să construiesc drumuri. Da? Că e necesar. Prima mea întrebare să fie, dar cum tu asta îi să faci? Tu, de singur. Unul singur. Da. Pentru că dacă tu îi spui, dar eu încă cu 100 asociez, dar pe el, e tot 100 au circumscripțiile lor, îi povestesc același lucru. Cum voi asta să faceți? Noi avem partide cu programe, cu obligațiuni și voi v-ați întorlocat așa că nu e clar nici în cer, nici în pământ. Dar voi 100 care nu vă știți, adică unul pe altul, de unde ați găsit limba comună? Agenda, cine să vă stabilească vouă, este un subiect foarte important. Partidul, oarecum, da, simbolic, dar noi în acești ani totuși a existat o anumită împărțire de dreapta, de stângă, pe orientare geopolitică, mult sau mai puțin, bazat chiar și pe personalitățile care au fost în fruntea acestui partid, pur subiectiv, cam care simpatie lui și el poate face și nu, mult sau mai puțin. Da, acești oameni, în cazul dat, noi vorbim de 101 oameni absolut diferiți, noi încă așa haos n-am avut.
Și e și normal că noi după asta n-a să avem de pe cine întreba, pentru că acest fals, că voi să puteți ceva să întrebați de pe dânsul. De unde? Și anume, pentru că el la oricare întrebare poate zică, dar eu încerc. Și nu reușesc. Dar eu am un vot. Dumnezeule, noi 8 ani încercăm să-l demitem pe Chirtoacă. Și 8 ani nu ne reușește. Cum o să reușim, mai ales că ați mai spus și formula că o perioadă de timp vom încerca, ne vom ocupa cu judecățile, noi nu o să reușim niciodată să-l demitem. Niciodată în viață. Asta este fals, că deputatul, votul tău, deputatul tău niciodată și noi în viață. Vom cunoaște. Dar este însăși elementul ăsta din start greșit, că nouă de când ni se spune că acești oameni, el la oricare întrebare o spună, eu am un singur vot, eu am fost un singur prim-ministru. Așa argument noi am auzit. Dar sărmanul deputat, ce să spun, eu simplu deputat, eu, voi mă înțeles câți ești, 30.000, dar ați văzut câți ești. Sau mai aveți ceva de spus? Nu, eu vreau să spun că după ce principiu, ei acolo între dânsii, ei trebuie să fac cunoștință asta. Noi cu dumneavoastră să-i știm, da. Puteți, dar ei între dânsii n-au de unde să cunoască. E clar sau că acum, în sistemul proporțional, noi avem de obicei, după alegeri, 3-5 actori politici care, pentru că nu au majoritate, ce fac? Intră în alianțe și guvernează. Acolo cum o să iasă? PD-ul vor avea 10 deputați, PL-ul 5, eu acum așa zic, 2 deputați pe SRM-ul, 5 deputați. Da, dar dumneavoastră convențional îi numiți, dar noi în mod normal nu avem de unde știm nici măcar cum îi cheamă. Da, dar cum vor face ei? Ce vor face? Alianțe? Ce vor crea? Dumneavoastră imaginați cum asta arată când ei se adună la primele ședințe și cum se întâmplă în general după care principii ei să leg, trebuie să constitui, eu presupun, da. Fracțiuni, dar după care principii, după care principii se constituie în fracțiuni. Că îmi place tine, dar tine nu, pe asta îl știu că la universitate, când oamenii se duc la cursul întâi și să așează, că parcă este mai simpatic, mm-hmm. De pe asta l-am văzut înainte. Tot asta poartă un caracter absolut de ochiat și toate întrebările este într-adevăr, trebuie să discutate cu ani înainte. În condițiile Republicii Moldova, eu nu văd sens în asta. Nu, din contră, ne trebuie, încă o dată repet, nu partidele s-au discreditat. Voi pe voi și însăși noțiunea de partidă, zis creditatul. Dar asta nu înseamnă că întreg sistemul de azi înainte e discreditat. Dacă pe voi să vă asculți, în lume nu trebuie să existe partide. Că în ghilimele ele sunt discreditat, dar toată lumea lucrează pe așa principii. Cu unele, modificări. Cu toate că aceste experiență, de exemplu, Federației Rusă în acest domeniu, nu pot să o numesc deloc cu mare succes. Că e fix așa și da, cum funcționează cu votul uninominal și mai departe. Cu toate că acolo este specific cu aceste țări, cu mult mai, acolo mai mult raționament este. De asta sunt trei elemente de la toată discuția care am avut-o până acum. Deci acest subiect, el poate și merită fi discutat, dar cu perspectivă de peste 4 ani și atunci nu o să fie nici emoții, nici grabă și atunci poate fi ceva dezvoltat. Noi n-am atins subiectul Transnistrii care nimeni nu răspunde clar. Și cu circumscrițiile în regiunea Transnistriană. Eu am auzit niște aiurieli care sper că doar să aiurieli, că să lăsăm ceva vacant. Deci cine vă permite vouă, de exemplu, să ignorați regiunea Transnistriană? Este și aici un fals, că unii cred că datorită sistemului uninominal vom putea rezolva problema cu regiunea din Est. Este absurd, Dar faptul că, adică, ori se lasă vacant, asta este ilegal, că vom vedea, că vom crea, așa o întrebare trebuie de răspuns concret, nu poți să ghicești. Și nu aud nimic în spațiu public cum asta se va întâmpla, ei se prefac că cumva se va rezolva. Este absolut evident că nu va fi salutat această decizie, că n-are cum să fie salutată de partenerii externi europeni. Uh-huh. Și principalul, actuală guvernare însăși pe ea se numește pro-european. Eu așa nu-i consider, cum cred că și majoritatea, dar voi așa vă numiți. Este oare această decizie în spiritul acordului de asociere sau nu? Pe care tot el promovează atât de... Și pe care ei nu l-au citit. Nu l-au citit. Eu, de exemplu, l-am citit și pot să spun deodată, nu este în spiritul acordului de asociere. Eu am multe întrebări față de acest acord. Voi îl lăudați dimineața pansar. Noi, ca de obicei, nu știu, ne schimbăm cu locurile când ajungem la rezultate. Nu, haide să fim în spiritul acordului de asociere unde spune clar și respectiv la blocul politică, așa procedei nu sunt admisibile și trebuie să fie în alte condiții, în armonie și cu mult timp înainte, nu în așa grabă. Rog regia să-mi pregătească videoul pe care l-am astăzi l-am făcut
pe străzile Chișinăului, dar până ei îmi pregătesc, vreau să vă spun că mai este o discuție aprinsă la tema uninominalului cu faptul că Partidul Democrat și-a pregătit terenul în Găgăuzia și l-a testat în Găgăuzia. Este asta o chestie pe care ei au palpat-o și pot să o realizeze sau până la urmă acolo e specific și nu poate să se bazeze pe rezultatele pe care le-au simțit ei acolo, le-au testat? În condițiile ce s-a întâmplat în Găgăuzia, cum s-a întâmplat și în mai multe situații din Republica Moldova, tot asta este posibil nu pentru că așa vrea Partidul Democrat sau o persoană anume. Pentru că cei care participă la asta, asta se face datorită anumitor oameni concreți. Nu pentru că cineva le indică. Dacă eu și cu dumneavoastră la un moment dat o să refuzăm ceva să facem sau dacă noi ne aleg oamenii și noi mergem pe linia asta, eu nu pot să dau vina pe Partidul Democrat. Problemele că în Republica Moldova oamenii sunt atât de ușor, fără niciun fel de principii, supuși manipulării, nu este problema Partidului Democrat. Uh-huh. Este problema celor care se lasă. Pentru că când vorbim de cumpărarea voturilor, despre care noi toți discutăm așa de mulți ani, dar niciodată n-am văzut nici o probă clară, sau din toată țara că voturile se schimbă, că ceva nu e acolo, dar probă niciodată așa și n-am văzut, dar se presupune că este. Dacă este adevărat că cineva cuiva dă bani, eu văd problema nu în cel care dă. Dumneavoastră, dacă ați zis, vă dai 200 de lei, dumneavoastră, ați votați pentru cine îl spune? Eu cred că nu. Da, dar se vorbește că la sate e mult mai lumea mai săracă și vor accepta. De acord, dar ei sunt cu noi, împreună cu mine și cu dumneavoastră, și ești cetățeni. Da, nu avem de rând, dar sunt mai unești, 3, 2, apropo, sunt așa, mai unești așa mai departe. Țară. Dar dacă pentru ei, că noi înțelegem deosebirea între resursele financiare, din Chișinău și alte părți, dar dacă ei, ca cetățean, acceptă pentru 200 de lei să aleagă, noi toți înțelegem legătura cauzală. Ei și trăiesc, pentru că aleg, cine aleg și cum aleg. Da, regia îmi spune în caz că este gata videoul, vreau să vedem ce au spus astăzi cetățenii și locuitorii Chișinăului despre votul uninominal. Vă rog frumos! Votul uninominal, ce știți despre el? Am auzit, nu știu dacă este chiar reușit, dar vedem, adică nu pot să spun la moment. Dar ne sunteți de aici, din Chișinău? Da. Încă nu m-am auzit, dar încă nu m-am interesat concret ce înseamnă și pentru ce și cu ce scop să faci tot asta. Dar mai scurt nu pot să spun la moment. Dar de unde ați auzit informația? De la un post de televiziune, privat. Și într-un fel cu scopul că ceva o să fie spre bine. Din câte eu știu, trebuie să aleagă din fiecare raion câte un deputat să fie reprezentat. Dar nu știu precis dacă asta se dă ceva. Posibil să fie în folos cuiva. Nu cred că asta ceva se rezolve. Deci, pentru oameni este făcut sau pentru ce credeți noi? Eu cred că pentru și la conducere totuși e făcut. Pentru că oamenii de la conducere au pistat loc cu oamenilor. Și adică funcțiile cele tot o să fie ocupate de persoane apropiate celor de la conducere. Aș preda pentru aceia ca să fie ales, ca Republica Moldova să fie regim prezidențial, să nu fie parlamentar, pentru că atunci mai multe putere să aibă președintele. Și respectiv, cum a fost mai înainte, o mers vorba de reducerea numărului de deputați. Și respectiv mai multă putere președintele. Pentru lumea la lege, lumea de la dânsul cerere, nu de la persoane care șed și aruncă vina unul pe altul, că ceala cu, acela mă încurcă, acela nu-mi dă voie, depindem tot de șie. Păi despre votul uninominal, cred că am auzit vreo 4 ani în urmă, chiar în discuții despre el la noi în țară, dar în mare parte am înțeles că este deosebit de ceea ce se petrece în România, respectiv nu prea știu multe și nu pot să mă pronunț. În Moldova, mare parte oamenii tot timpul au votat un om anume și nu un partid, da? Deci oamenii au mers fie Urecheanu, fie Filat, fie oricare altul, da? Și în principiu asta este ce merge omul când merge la vot, da, omul votează. Dar veți fi gata să-l trageți la răspundere și să-l demiteți în cazul în care nu vă place? Că moldoveanul cam rabdă și nu merge să scoată omul din funcție. Nu prea știu care e sistemul de demitere, respectiv, nu știu. Dar văzând experiența din Moldova, nu știu ce să zic. Dacă o să fie lumea gata să meargă să-l demită, da?
cum se spune, mămăligă nu explodează. Am înțeles că fiecare oameni să-și aleagă din raionul lor deputatul lor. Pe parte e bine că fac așa. Că înainte îi dă de o listă și oamenii nu știu pe cine votează. Dar cum concret oamenii să știe pentru cine votează? Deci vreau să sunteți pentru așa schimbare. Da, da. Las să fie unele schimbări spre bine, gândesc. Credeți că asta va fi în folosul cetățenilor din Republica Moldova? Cred că da. Eu așa gândesc că o să fie unele schimbări, poate spre bine. Eu am meditat mult asupra acestui fapt și consider că vor aduce schimbări. Pentru că odată ce votăm, consider fiecare va avea grijă să-și voteze de acel deputat de la care va trebui să ceară. Cu atât mai mult că vor fi și deputați din diasporă și consider că va fi. Și în general, orice schimbări care sunt spre bine, toate că nu chiar toate. Am auzit, dar nu știu. Păi, dar spuneți ce știți. Asta ne interesează. Nu думаю, что это правильно, потому что действительно в партиях мы знаем не всех. Приводит лидер, приводит команду. Мы их совершенно не знаем. Но одномандатные позволяют нам выбрать все-таки знакомых людей из тех, которых мы знаем по жизни или по работе, или от близких своих знакомых, что это люди хорошие. Вы же знаете, что мы все очень хороши, пока не прорвемся к власти. Вот когда мы становимся депутатами, мы забываем обо всем. Я просто надеюсь, что эти люди, которые приходят от конкретных людей, они более критикуемые, и на них можно воздействовать при помощи таких инструментов, как стыд, совесть и прочее, где в партии общая ответственность и невозможно потребовать человека ответственности за происходящее. Ну и foarte rău asta să fie. Foarte rău. De ce? Așa, că cum s-au vândut deputații și or să vândă mai departe. Din noit așa rep dintr-un așa scurt timp, imposibil. Fiți de acord. Dar vă spun că nu. Dar dumneavoastră de unde v-ați informat despre acest vot uninominal? Eu aud ceva, aud știrile, dă mă rog. Nu trăiesc în pădure, nu? Deci dacă vă interesează? Cum nu mă interesează, dar mă interesează ce a să fie cu copiii noștri, cu nepoți și așa mai departe. Viitorul sunt copiii, nepoții, nu-i așa? Ну, все зависит от того, насколько человек, идущий в политику, идет туда не для того, чтобы решать свои какие-то личные проблемы, а решать проблемы общества. На сегодняшний день, вы знаете, я уже не верю, что люди идут в политику для того, чтобы сделать лучше стране. К сожалению, каждый день, когда ты включаешь телевизор и слышишь о том, какие аресты и в каких кругах происходят, в общем-то, это были специалисты, да, которых назначали министрами, люди компетентные в своей области. Понимаете, не превратится ли это все, не скатимся ли мы вот к тому, что будем выяснять отношения на уровне межличностных каких-то вот таких неприязней межличностной или наоборот близости к каким-то партийным боссам. То есть, насколько сегодня люди готовы, понимаете, вот это сегодняшнее недоверие вообще власти, насколько люди будут готовы поверить в то, что человек, которого они изберут, он реально сможет что-то изменить в нашей стране. Против всего этого. Почему? Потому что это очень плохо. Выборы должны быть выбирать, а не назначать их фактически. Нет. То есть это не во благо будет? Не. Урмяза. Încă urmează să fac o analiză temeinică, profundă asupra acestei inițiative. E gata Republica Moldova? Inițiative legislative de modificarea legii în baza căreia s-ar petrece următoarele legi parlamentare. E gata Republica Moldova pentru așa schimbare sau nu? Și da și nu. De ce? Da și de ce nu? Pentru că dacă analizăm lucrurile din perspectiva materialelor prezentate de un anume post televiziune, am înțelege că este gata, pregătită. Dacă analizăm însă critic această inițiativă, înțelegem că nu este gata. Okay.
Revenim în studio după ce am urmărit părerile chișinăuienilor și noi astăzi în studio, domnul Ostalep, vă reamintesc, dragi telespectatori, că în studio de astăzi invitatul emisiunii este Valeriu Ostalep, expert politic. Domnul Ostalep, noi astăzi critic analizăm, cum a zis domnul de, la finalul interviului. Eu am trasat câteva, trei. Oamenii sunt slab informați și nu știu, tinerii deloc nu știu, nu se implică. De fapt, ei nici la celelalte legeri este mai slab prezența. Moldoveanul așteaptă schimbarea spre bine mereu și asta îl mobilizează ca să creadă că eu vreau asta, a doua parte. Și a treia, neîncredere față de politicieni îi va face ca să nu obțină succes în schimbarea sistemului uninominal. Pentru că deja nu mai cred în nimic oamenii. Eu am trasat trei teorii așa generale. Din punct de vedere practic, cei care ne privesc trebuie să-și imagineze cum arată acest procedeu. Iată, imaginați-vă o circumscriție din Chișinău, nu există nicio limită de candidați. Ei pot să fie cum 3, așa și 28. Doar nimeni nu limitează cei care se înregistrează, așa mai, pentru că dacă sunt 30.000, le trebuie câte 1.000 ca să înregistreze, ei pot fi mulți. Și apoi va fi un tur sau două tururi? Eu din câte am înțeles să fie un singur tur. Uitați-vă ce interesant. De unde noi cu dumneavoastră să aflăm despre acești candidați? Concret, de unde? Tot orașul și toată Republica Moldova să fie plină de pleante cu pozele cui? Și cum noi să înțelegem de el de unde ești de cui ești în sectorul ăsta? Că vă închipiți în potmoleală să fie. Înseamnă că va fi micșorat. Nu vor fi 101 deputați. Probabil vor fi 51. Nu cred. Nu? Este. Dumneavoastră încă nu m-ați întrebat, cred că poate spre sfârșitul emisiunii. Trebuie să menționez că eu nu cred că acest sistem, această lege în formula actuală va trece. Eu cred că va fi 50 la 50. Da. Dar noi explicăm însăși conceptul propus. Televiziune. Adică ei o să o de la televiziune, dar noi ce avem, fiecare sector televiziunea noastră, parte? Sau o să fie una generală? Dar dacă care apropo să vorbesc despre un singur... La dumneavoastră aici, la televiziune, de exemplu, ei câți trebuie să vină aici? Și cum o să împărțăm locurile? Ca să-i aflăm, în ghilimele, și prezidentă, pe tot orașul, când televiziunea noastră nu e pentru sectorul ăsta, așa eu înțeleg. Și cei ce se mai spune încă despre diaspora, că diaspora va avea sau nu... Vopșe băl-noi vopros cu diaspora. Diaspora nu e toată lumea. În Rusie sunt mulți, în Italia sunt mulți. Este beneficiu în favoarea diasporică. În SUA sunt mulți, în Canada. Noi deschidem peste unde ies mai mult decât. De 30.000? Dar care e statistică? Cum o să demonstrăm că e cât acolo? Cum o să adune? Cât locuri le dăm? Că dacă se dăm la toată diaspora, proporțional, acolo unde sunt 30.000 ca circumscripții, noi să ne pomenim că trebuie să le dăm lor vreo 15 mandate. Așa înțeleg eu. Ei sunt gata să scadă din Republica Moldova. Tot asta luat împreună, încă o dată vorbesc. Acest concept este a priori în condițiile actuale, el este greșit și uitați-vă cu ce viteză nouă ni se propune. Eu înțeleg ce fac autorii. Îi vor un proiect de lege, știind că el o să fie modificat, negociat, așa mai departe, lor principalul le trebuie timpul. Cel mai important pentru dânșii este să nu se întindă mai prea mult de jumătate de an, că atunci asta nu o să fie posibil. Dar noi cu dumneavoastră când spunem că discutăm asta critică, să nu înseamnă negativ. Da, desigur. Noi ne străduim să analizăm obiectiv, dar deocamdată, din toate luate împreună, campanie electorală 60 de zile. Așa am înțeles eu, dar ei pe ultima întotdeauna, ei nu spun 60 de zile. Da, cum a fost la prezident. Dar ei foarte repede o transformă și în două săptămâni. Так получилось. Și nimeni n-ați le poate să fac nimic. Pe toată țara, eu nu-mi imaginez care e modalitatea de prezentare acestor deputați și de campanie electorală. Nu m-am întâlnit cu alegătorii, e chestiune tare dubioasă. Cineva reușește, cineva nu are infrastructură, nu. Mass media, greu ne imaginez. Iarăși eu nu-mi imaginez cum la concret televiziunea dumneavoastră să fie 100 de candidați. Și că fiecare sector și oamenii și în fiecare seară trebuie să privim că spunem că ăsta ni se pare că e meu, dar poate și nu. Dar când o să fie următorul, tot de meu, să nu scap din acelalți 100 de candidați. Din ziare, din internet, din câți bani asta tot costă, de unde oamenii ăștia să iei atâția bani, dar cum asta e reglementat? Deci o sumedenie de întrebări la care răspunsuri deocamdată oamenii care sunt documentați și au, nu au. Eu pun aceste întrebări care vin deodată, ele apar tehnici, numai tehnici, dar și acolo fiecare articol ca să arăt că nu-i de ajuns timp. Și nu trebuie de făcut așa, pentru că vouă vă trebuie și de noi dăm să spunem că nu, hai să acceptăm cum a fi. Nu, haideți, dacă e vorba de o reformă așa profundă a sistemului politic,
Îl amânăm, dar să vedem și poate data viitoare. Dar nu este făcut aceasta pentru a lichida unele partide? Pentru că nu văd niciun sens. Nu are nicio legătură cu traseism politic. Partidele în primul rând s-au lichidat singur pe dânsele, pentru că liberalii n-au nicio perspectivă, Partidul Comuniștilor cel mai probabil n-are nicio perspectivă, liberal-democrația nici nu există, și nu mai sunt acolo. În Parlament noi avem un Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, care obiectiv sunt partidele cu cele mai mari șanse nu numai de a accede, dar și de a guverna data viitoare. Indiferent de sistem, apropo, care n-ar fi, anume cei care în jurul acestor, avem aceste partide de dreapta care deocamdată sunt într-un fel de comă. Asta vreau să vă întreb. De ce Maia Sandu este împotrivă atât de tare și Năstase, partide de dreapta care ar trebui să accepte așa o, sau nu, după părerea cum, depinde argumente. Eu, de exemplu, nu-i aud. Dar deși și e anumit că sunt comă. Posibil, pe unii pe undeva apar, dar argumentele, dacă ei aduc aceleași argumente cam care le spunem și noi, bine, sunt și altele, putem să le auzim, dar nu cred că asta are vreo legătură cu... Că, dacă întrebarea dumneavoastră e legată că acest sistem nu le-ar permite lor să intre în Parlament, eu nu cred. Pentru că nu au resurse administrative de ajuns și nu au în circumscripțiile astea oameni care să-i reprezinte atât de mult. Liderii oricum ar putea pe circumscripții să meargă, da? Numele care sunt mai cunoscute, ieri trece cu siguranță în Parlament, dar trec în Parlament și fac ce? Ca și restul, de fapt. Oricum o să trebuiască să fie împrejurul unui anumit pop. Pileu, va merge, aici e întrebarea destul de așa dechisită, ei vor spune în unison cu PD-ul că sunt pentru uninominal sau vor zice că nu? Eu nu știu la cine numele liberalilor și concret al lui Ghimb se asociază cu coerența. Eu cred că el e lider taman la antonim, da? El precis că e unul cei mai incoerenți. Dimineața spune una, seara alta, dar două se face treia. Este clar că Partidul Liberal este practic distrus, astăzi cred că s-a auzit, mai pleacă deja de pe teritorii la ei acolo și în Clășine. Pentru mine este absolut clar că ei n-au nicio șansă de a rămâne la guvernare. Nici într-un sistem. Nici într-un sistem proporțional, și... nici în un nominal, da. Nici mix. Poate vreo unul, doi streacă, dar nu-mi imaginez o streacă chiar și Ghimb pe circumscripții, oricum chiar din principiu. Trebuie să-și aleagă el cumva vreo circumscripție, unii rudele lui sau ceva genul ăsta. Dar în rest, două poluri serioase de putere, și noi vorbim aici de resursele politice, administrative, financiare, mediaci, și clar că socialiști și democrați. Și în ambele, care n-ar fi sistemul următor, oricum lupta politică o să fie între aceste două partide. Și în Parlament, cum vor derula lucrurile la discuția aceasta? Se va accepta să treacă la un sistem mixt doar pentru că, îmi dau bine seama că se cheltuie deja bani la PD pentru această restructurare? Și vor merge pe un sistem mixt? Sunt convins că va fi un sistem mixt. Nu există nicio logică de ce socialiștii, de exemplu, ar, în condițiile actuale, ar accepta acest proiect de lege, pentru că socialiștii sunt în creștere, sunt într-un anumit trend, chiar fără să facă ei ceva, guvernarea se discreditează în așa hal încât lumea din principiu deja ar vota contra lor. Și atunci acest bagaj de susținere pe care îl are Partidul Socialiștilor, vorbesc concret de partid, da? Și investițiile care au fost făcute, eu nu văd niciun sens pentru ei, spun, nu bun, noi tot asta nu merge, dați numai oamenii care de asemenea din nou trebuie de investit. Nu cred. Nu știu pe cât de duri vor fi restul deputaților, pentru că teoretic noi putem să admitem că asta pur și simplu va fi respins. Apropo, în mod normal, dacă să fie recomandarea negativă din partea comisiei de la Veneția și majoritatea oamenilor o să pronunță împotrivă și deputații trebuie să se audă, în mod normal trebuie să spună nice try, bine, poate altă dată, cum s-a încercat și data trecută, nu s-a reușit, mai nu se termină lumea. Mergem în condițiile actuale la alegeri. În asta eu tot nu cred, PD-ul ăsta nu poate să permită, că atunci ei au probleme serioase de a nimeri în Parlament, am vedere. Și chiar dacă ar nimeri numărul deputaților, e foarte discutabil și nu nici pe departe cel care e astăzi. Și în aceste condiții, pentru dânsă, există riscul socialiste să iei o mare număr de voturi și cine mai știe cine mai apare atunci partide. Respectiv, cred că în urma unor negocieri s-ar putea ajunge la 50-50 sistem mix. Deci să sperăm că politicienii noștri se vor gândi până la urmă la cetățeni și... Nu sperăm. Nu sperăm, nu punem punct gândesc, aici pe... Ei se gândesc exclusiv la ei, la soarta lor politică și speranța, gândul dumneavoastră, eu pot să-l spun în altă formă. Eu sper că lor le ajunge raționament
ca ei să înțeleagă că securitatea lor personală și viitorul politic depinde de conștientizarea dispoziției în țară. Iar dispoziția în țară nu presupune asta. Nu e anul 2009 când voi povestiți povești despre integrare europeană și atât să fie bine. Dispoziția în țară, și noi vedem din ceea ce ați arătat dumneavoastră la televizor și așa mai departe, ea e dictată de o nemulțumire foarte mare. Și voi, stimați deputați, aveți posibilitate, aveți încă o an jumătate, în principiu, să calmați spiritele dacă o să jucați onest. Pur și simplu onest. De la momentul actual, nimeni nici nu-și mai așteaptă la rezultate. Dar măcar jucați onest și atunci să putem să ne întâlnim pe stradă, indiferent de epoleții voștri, deputați sau nu, dar și să ne spune bună ziua. Deci atunci punem punct pe fraza, noi așteptăm onestitate de la mulți stimații noștri deputați și politicieni. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și pentru discuția din această zi și vă mai aștept și cu alte ocazii. Cu plăcere. Numai bine. Doamnelor și domnilor, aici deja finalizăm gândul de astăzi și discuția. Eu vă aștept la alte ediții a emisiunii Intersecția RM, care vor fi puse pe post la 20:30. La revedere!